O mulțime de mame, dar și de adolescenți îmi scriu: domnule Neamțu, ce cărți ar trebui să citesc? Ce cărți te transformă într-un om educat? Ei bine, la această întrebare trebuie să spun că n-am un răspuns exhaustiv, dar m-am gândit la început de an școlar să vă ofer o listă pe care am dat-o deja ambasadorilor Școlii Neamțu. Știți că am făcut deja o primă întâlnire la Curtea de Argeș pe urmele marilor regi și am discutat despre cărțile care te fac om. Înainte de a oferi această listă, să spun că totul depinde de ceea ce căutați, totul depinde de darul cu care v-ați născut. În ceea ce mă privește, fiindcă am iubit foarte mult tradiția umanistă, l-am luat foarte în serios pe cel mai mare erudit istoric român, Nicolae Iorga, care a scris o autobiografie intitulată O viață de om așa cum a fost ea. Am găsit în acest volum pasajul faimos în care el povestea despre cum a învățat franceză la 5 anișori și nu franceză de guvernantă. Într-un alt volum de Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vârstelor, am descoperit atmosfera diferită, teutonă, din Ardeal, Ardealul care încă aștepta unirea cu țara și care, Ardeal, l-a dat nu numai pe Blaga, ci și o puzderie de mari gânditori în filozofie, în istorie, în teologie. Un alt volum despre formarea spirituală a unui tânăr, despre cum ajungi să întâlnești personalități spirituale de această dată care îți transformă viața, a fost cartea apărută în 1996 de Andrei Scrima, sub penița acestui eromonah, intitulată Timpul rugului aprins. Este un volum în care descoperiți comentariile la scrisorile lui Ioan Culâghin către ucenicii săi. Ioan Culâghin a fost o personalitate a monahismului ortodox rusesc care a fugit din pricina persecuției bolșevice din zona Odesei, din zona Optina Pustin către București pentru a întemeia la mănăstirea Antim acest grup spiritual de oameni extrem de rafinați care au deprins alături de acest călugăr rugăciunea neîncetată, rugăciunea lui Iisus, pe care o adusese în țările române Paisie Velicicovski după renașterea filocalică de secol XVIII. Din perspectiva artistică, pentru că întotdeauna m-a fascinat lupta aceasta a pictorului cu materia, am citit cu foarte multă emoție scrisorile săracului Van Gogh, care era efectiv lipsit de orice resursă materială, către fratele său Theo, cel care îl finanța. Și toată odiseea acestui nemaipomenit pictor de secol XIX mi s-a înfățișat în dramatismul său romantic, pentru că Van Gogh s-a îndrăgostit de o prostituată, Van Gogh a căzut în deznădejde după ce a dorit să fie preot și a tăiat propria ureche, Van Gogh a rămas, dacă vreți, imaginea aceasta pentru foarte mulți dintre noi, a creatorului zbuciumat, care însă își găsește liniștea în actul creator. Și pentru că au trecut pe lângă noi niște copilași de 7-8 ani, trebuie să spun că povestea lui Augustin despre cum la o vârstă foarte fragedă, el a descoperit voluptatea, plăcerea de a fura mere din grădina vecinului și regretul de după, recunosc că faimoasele sale Confesiuni sunt o carte de temelie pentru formarea oricărui teolog și aș spune pentru formarea oricărui creștin. Sunt multe lucruri în Confesiunile lui Augustin care merită menționate și nu avem acum răgazul, dar povestea Monicăi, din ale cărei lacrimi s-a născut până la urmă sufletul acesta incendiar al lui Augustin, povestea adicțiilor față de plăcerile carnale, pe de-o parte ale fiului, dar și față de băutură, adicție, culmea, asumată de mama, pe de-o parte, pe de-altă parte, vanitatea cu care el a parcurs un drum către cele mai înalte, să spunem, poziții sociale de la Roma și din Milano, unde l-a întâlnit pe faimosul Ambrozie și pe Simplicianus, care a fost mentorul lui Ambrozie, această poveste este cu adevărat remarcabilă. Tole, tole, lege, ridică cartea și citește. Era vorba de un text paulin care a schimbat viața celui care era doar un filozof. Apoi, povestea lui Antonie cel Mare, care tradusă în limba latină, la viața lui mă refer, l-a schimbat într-un mod spectaculos pe Augustin. Toate aceste lucruri, dragi prieteni, împreună cu meditația despre temporalitate, despre creație, toate acestea merită asumate de orice tânăr care se formează în anii de liceu. Pe lângă Sfântul Augustin, o voce a Occidentului, îl avem în spațiul rusesc și apoi atonit, deci grecesc, pe Sofronie Saharov, autorul unui op
incredibil, cuviosul Siluan Atonitul, povestea unui țăran care era absolut impresionant în statură, de aproape 2 metri, care putea să consume 2 litri de vodcă dimineața împreună cu 52 de ouă prăjite, bineînțeles, la micul dejun, și care, dacă se lua puțin în vorbă cu un adversar, îl putea trânti la pământ. S-a întâmplat asta odată, până în clipa în care cel care era atunci un simplu țăran, Simeon, s-a temut că l-a ucis pe prietenul său. Și atunci a luat-o pe calea pocăinței, a plâns cu amar pentru toate faptele sale și s-a dus într-o expediție, într-un pelerinaj către muntele Athos, în mănăstirea Panteleimon, unde a întâlnit această practică a rugăciunii neîncetate, despre care am mai vorbit, și unde a trăit o viață întreagă cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, dar și pentru oameni, pentru că nouă, oamenilor, ne-a lăsat o scriere despre ce înseamnă o viață trăită în Duhul Sfânt. Cuviosul Siluan Atonitul a avut și foarte mulți moștenitori spirituali, evident. Sofronie Saharov a întemeiat o mănăstire la Essex, în Anglia, acolo unde, de altfel, am petrecut ani frumoși din propria mea studenție londoneză, și pe lângă părintele Sofronie am văzut acolo alți părinți duhovnicești, între care cu toții cred că îl știți pe Zaharia Zaharu, un preot cipriot care a venit și la noi în țară și care a ținut conferințe extraordinare despre puterea smereniei de a schimba viața. Pe o altă notă și într-un alt registru, dar la fel de important, aș spune eu, îl găsim pe Charles Dickens, scriitorul de secol XIX, cel care a produs mai multe capodopere, cel care a scris istoria lui Oliver Twist. Oliver Twist, personajul care în secolul XIX întrupează imaginea aceasta copilului obligat să lucreze în fabricile revoluției industriale engleze. E adevărat, suferința acestor copii a generat și mișcarea sindicalistă și apoi chiar mișcarea comunistă, care l-a propulsat bunoare pe faimosul Karl Marx în postura de profet al clasei muncitoare. Thomas Mann plonjează cu ochiul său medical în toată suferința Europei dinaintea primului război mondial. Muntele Vrăjit este o capodoperă, un Bildungsroman care scoate la iveală frământările inteligenției germane și nu numai, care n-a putut însă anticipa apariția acestor mișcări de masă a curentelor fasciste și comuniste care au rupt în două Europa în anul 1939. Ion Ghica, pe de altă parte, cu ale sale bucolice scrisori către Vasile Alexandrii, ne aduce în atmosfera de secol XIX, atmosfera aceea de așezare moldavă a boierilor care erau îndrăgostiți de idealul național, care l-au adus pe Cuza pe tron și l-au făcut voievod până la urmă. Cuza Vodă a domnit peste ambele provincii, țara românească și Moldova, și care au lăsat în urmă această țară minunată, România regală, fără de care nu am fi fost probabil niciodată europeni. Procesul acesta de emancipare, pe de-o parte, de modernizare, de introducerea unor noțiuni noi, cum ar fi libertatea economică, datorează extrem de mult ambasadorului nostru, nu doar la Londra, ci și la Constantinopol, care a fost Ion Ghica. Un boier, un economist, un om al credinței și atenție al cifrelor, pentru că economistul Ion Ghica a susținut teorii care sunt și astăzi valabile, a luptat împotriva taxelor vamale într-un fel care probabil l-ar fi deranjat astăzi pe Donald Trump. Mergem mai departe și, apropo de Londra, apropo de conservatori, ne uităm la Churchill. O biografie despre Winston Churchill care m-a zguduit a fost cea lui Andrew Roberts. Ceea ce m-a șocat în această carte de aproape 900 de pagini este numărul imens de ore pe care Churchill le-a dedicat pregătirii discursurilor sale. Churchill susținea aproape 3 discursuri separate pe teme diferite într-o săptămână. Imaginați-vă ce înseamnă să ții 150 de speech-uri într-un an. E formidabil energia creatoare și inteligența acestui mare om de stat, care a greșit față de noi românii, adevărat, dar care a încercat și a reușit să dărâme nazismul, este pentru mine o sursă de inspirație. În anii de liceu m-a uimit geniul enciclopedic al unui fizician pe numele său Horia Roman Patapievici. Zbor în bătaia săgeții a fost o carte care m-a făcut insomniac, pentru că în ea am descoperit modul ideal de pregătire a unui intelectual care în perioada comunistă nu a avut acces la cărțile secundare, la bibliografia, să spunem, de tip doctoral a
marilor savanți. Și cu toate acestea, Horia Roman Potapievici, împreună cu prietenii săi, și-a găsit liniștea în lectura clasicilor, în lectura cărților care reprezintă marele canon. Și în volumul despre care vă vorbesc, Zbor în bătaia săgeții, dacă eliminați neologismele ușor prețioase, veți descoperi freamătul acesta, neliniștea celui care se duce și nu doar în cărți caută înțelepciunea, ci vorbește cu părintele Paisie Olaru sau cu părintele Cleopa despre mântuirea sufletului. Horia Roman Potapievici, un cărturar umanist de excepție, merită să fie pe raftul fiecăruia dintre dumneavoastră. Evident, piesa de rezistență a generației mele a fost și poate rămâne Jurnalul de la Păltiniș de Gabriel Liceanu. E vorba despre Odiseea, celor doi tineri pe atunci, Gabriel și Andrei, Gabriel Liceanu și Andrei Pleșu, care urcau drumul acesta pieptiș către Păltiniș, în mărginimea Sibiului, venind de la București după ore lungi de călătorie cu trenul sau cu mașina, și care descopereau austeritatea pe de-o parte, dar și bunătatea inimii pe de altă parte, a celui care a fost și tatăl lui Rafael Noica, monahul de la Essex, întors în țară după 89. Gabriel Liceanu trebuie să fie pentru noi toți un reper, nu doar de calofilie, scrisul său este cu adevărat remarcabil, ci și un reper de rigoare intelectuală. Tinerețea lui Gabriel Liceanu, marcată de traducerile din Heidegger, dar și de traducerile din Platon, este un exemplu de hărnicie pentru cei mai mulți dintre noi care poate nu am ajuns acolo. Constantin Argetoianu însă ne aruncă într-o cu totul altă atmosferă. E atmosfera unei bârfe seducătoare, mustoase, pe care o puteai auzi în saloanele boierești, moldave sau, dimpotrivă, bucureștene, în perioada de după Primul Război Mondial. Argetoianu este contemporanul marilor prefaceri, când, nu-i așa, regele Ferdinand împreună cu regina Maria puneau la cale unirea de la 1918, dar Argetoianu este și cel care, poate frustrat pe alocuri de neîmplinirile sale politice, îi mușcă pe fiecare dintre acești protagoniști, inclusiv pe Ionel Brăteanu, și le scoate în evidență minusurile. E o cronică interesantă a unui veac apus, care însă a adus foarte multe lumini României moderne. Dintr-o altă perspectivă, pur spirituală, Richard Wurmbrand, tradusă cartea aceasta în 72 de limbi cu Dumnezeu în subterană, este pandantul unei alte cărți despre care v-am mai vorbit, Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii. Volum apărut în 1991, după moartea autorului, care scoate la iveală eroismul rezistenței creștine în perioada cumplită a stalinismului din România. Într-o altă octavă, îl găsim pe Ioan Gură de Aur cu scrisorile sale din exil către Olimpiada și cei rămași credincioși. E vorba despre experiența deprimării, a suferinței, dar și a consolării cu gândul la providență, pe care o trăiește marele arhiereu, sigur oratorul iubit din Antiohia, dar și din Constantinopol, exilat de către prietenii, cu ghilimele de rigoare, prietenii săi, cei care, dușmănoși și plini de invidie pentru talentul pe care Ioan Gură de Aur l-a arătat, l-au trimis, după sinodul de la Stejar, în Caucaz, pe cel care iubea, evident, cultura elenistă și care era acasă la el într-un spațiu mediteranean plin de oportunități. Dacă am vorbit despre geniile antichității clasice sau ale antichității târzii, nu uitați de viețile paralele a lui Plutarh, hai să ne uităm și la geniile modernității târzii. Walter Isaacson a scris o carte, între multe altele, despre Steve Jobs. E povestea celui care a fost dat afară din propria lui firmă pentru a crea o revoluție tehnologică incredibilă. Știți foarte bine curajul acesta al unui creator din Silicon Valley, din California, de a pune în aceeași, să spunem, unitate și un telefon și un laptop, ceea ce a dat drumul acestei febre, acestei, până la urmă, pasiuni pentru iPhone, care nu s-a terminat nici astăzi. Stephen Covey este un analist, aș spune, al marilor deprinderi care te fac eficace, care te fac eficient. Și Stephen Covey, poate față de alți mari oratori în domeniul literaturii motivaționale, a citit extrem de multe cărți despre maestria celor care în mai multe domenii au dovedit excelența. Cele 7 deprinderi ale
persoanelor eficace trebuiesc învățate. Am reținut o idee importantă, că nu e bună nici dependența, nici independența, ci situația firească este aceea de interdependență în care ne regăsim atunci când suntem maturi, când suntem asumați. Toamna Patriarhului e un fel de a privi degenerescența. Gabriel García Márquez, nu știu exact cum se pronunță, dar mi-am făcut și eu temele și cred că nu am greșit prea tare, este un roman total, este ceea ce reprezintă realismul magic sudamerican la superlativ. Fraza lui Márquez este fabuloasă, vă recomand să plonjați o dimineață măcar în această proză fără precedent. Platon? Da, Platon rămâne pentru noi obligatoriu. Nu doar Republica, ci și Apărarea lui Socrate este evocarea incredibilă a maestrului, a învățătorului, cel care ajunge să fie sacrificat de către cetate, de către Atena, în numele democrației. Foarte mare grijă aici, da? Democrația unor poate să își condamne eroii și care ajunge să bea cu cuta fără să fie vinovat. E o poveste despre moarte, despre demnitate, despre singularitate și despre individualitate, care sigur că prefațează într-un fel moartea lui Isus, povestită atât de special în Evanghelia după Ioan. Toate Evangheliile sunt esențiale pentru formarea unui tânăr, dar Evanghelia după Ioan mi se pare că are un sâmbure metafizic fără precedent și absolut revoluționar din punct de vedere spiritual. Într-un registru secular, după epuizarea acestui canon religios, care evident include toată Biblia, nu doar Noul Testament, vă propun să deschideți oricând, la orice oră din zi și din noapte, cartea lui Robert Greene, un californian, despre maestrie, On Mastery. E chiar o carte remarcabilă, pentru că ea se uită la creatori precum Mozart, la creatori precum Newton, la creatori precum Einstein și depistează, extrage acest autor lecția, esența tare a unei vieți consumate cu sens. La fel de importantă din acest punct de vedere, mi s-a părut și cartea lui Malcolm Gladwell, intitulată Excepționalii. Apropo de aceste terenuri de sport, am reținut că Michael Jordan a devenit marele basketbalist de la Chicago Bulls după ce a hotărât să petreacă vara, de dimineață până seara, 10 ceasuri pe teren cu mingea în mână, aruncând la coș, în timp ce prietenii săi erau adesea în zona de infracționalitate, de criminalitate, de golănie pur și simplu. 10.000 de ore sunt esențiale pentru a deveni un profesionist, un stăpân pe materia în care cu adevărat vrei să excelezi. Toate aceste cărți, dragi prieteni, dar multe, multe altele pe care le vom posta și pe contul nostru de Facebook, Școala Neamțu, și pe contul meu personal, sunt cărți, cred eu, care vă duc departe în viață și reprezintă un dar oferit nouă celor care într-o lume liberă mai avem acces la marile biblioteci. Nu uitați că pe vremuri s-a făcut pușcărie doar din dorința, curiozitatea de a răsfoi un Mircea Eliade, un Emil Cioran sau poate un Eugen Ionescu. Suntem încă o dată binecuvântați și e foarte, foarte necesar să răscumpărăm vremea și să utilizăm toate aceste resurse de înțelepciune în beneficiul nostru și al celorlalți. Sunt Mihai Neamțu și te invit să fii și tu o voce a marilor cărți, astăzi, mâine și totdeauna, pentru o Românie deșteaptă!